După ce termină de împărțit, le zice, ridicați foaia, întoarceți-o și scrieți ce vedeți. Timp de o oră, fiecare elev își bate capul ca să descrie ceea ce era desenat pe coala de hârtie. Și tot timpul ei se concentrează pe acel punct negru, disecă în fel și chip, îl analizează, își concentrează toată atenția asupra lor și nu se uită la albul din pagina vieții lor, nu se uită la binecuvântările pe care le au, la restul lucrurilor bune din viața lor. Dar învățând să avem o atitudine mentală pozitivă în general, ne este mai ușor să nu ne mai concentrăm atenția asupra punctului negru din viața noastră. Salutare, bine v-am găsit! Vreau să vă spun o lecție de viață pe care ar trebui să o știe fiecare om. Este vorba despre un test psihologic, testul colii de hârtie albe și a punctului negru. Hai să vedem despre ce este vorba. Un profesor merge în clasa lui și le spune elevilor că o să le dea un test timp de o oră și le împarte câte o coală de hârtie la fiecare, cu fața în jos. După ce termină de împărțit, le zice, ridicați foaia, întoarceți-o și scrieți ce vedeți. Timp de o oră, fiecare elev își bate capul ca să descrie ceea ce era desenat pe coala de hârtie. După o oră, lasă pixurile jos și profesorul le ia foile, testele. În ce credeți că consta testul acesta? Profesorul desenase pe fiecare coală de hârtie un punct negru în mijlocul foii. Și toate răspunsurile elevilor, ce credeți, descriau fix acel punct negru. Cât de mare este, ce există acolo, cât de gros este și tot astfel de explicații. Dar niciunul dintre elevi nu a scris despre restul colii albe de hârtie, despre albul din coală. Au scris doar despre acest punct negru. Și atunci profesorul le-a dat o lecție de viață, o lecție pe care o să vă spun și eu acum. Oamenii, în general, au un punct negru la un moment dat în viața lor. Că este o problemă de familie, o problemă cu banii, o problemă în relații, o problemă de dragoste, da? Și tot timpul ei se concentrează pe acel punct negru, îl disecă în fel și chip, îl analizează, își concentrează toată atenția asupra lor și nu se uită la albul din pagina vieții lor, nu se uită la binecuvântările pe care le au, la restul lucrurilor bune din viața lor, da? Ei bine, asta nu face decât să creeze un stres în plus. Problema nu se va rezolva de la sine în felul acesta. În virtutea legii atracției, atragem în viața noastră ca un magnet și mai multe puncte negre atunci când ne focusăm pe ele și uităm să ne bucurăm de clipa prezentă, de ceea ce contează cu adevărat, de restul paharului plin din viața noastră. În loc să facem asta și să ne îndreptăm atenția către un anumit punct negru din viața noastră, mai bine să încercăm să ne uităm la restul colii albe de hârtie și să o descriem și pe aceasta, să vorbim despre ea. Pentru că viața nu este compusă numai din acel punct negru, este compusă și din albul care există în împrejur. Deci, este o chestiune de perspectivă, de convingeri, de ceea ce alegem să vedem în viață. Nu spune nimeni că trebuie ignorate problemele și dificultățile, dar adoptând o atitudine mentală pozitivă, soluțiile vor veni pe parcurs, adică nu rezolvi absolut nimic în momentul în care te concentrezi pe problema respectivă și te gândești zi și noapte la ea. O să te stresezi foarte tare,
o să-ți pierzi cheful de viață, nu o să te mai bucuri pentru ceea ce este frumos în viața ta, pentru celelalte binecuvântări pe care ți le-a dat Dumnezeu și universul acesta. Și cu siguranță problema nu o să se rezolve așa. Dacă te detașezi, vor veni soluțiile. Ați văzut, de exemplu, că atunci când aveți un lapsus și încercați să vă amintiți un nume și nu vă vine, dar îl aveți pe limbă, când spui am pe limbă, dar nu-mi vine acum, cu cât te gândești mai mult, cu atât mai greu o să-ți vină numele respectiv. Dar dacă te lași, pur și simplu nu te mai gândești la chestia asta, faci orice altceva, îți vine numele respectiv în minte dintr-o dată și ți-aduce aminte, da? Asta înseamnă că nu te-ai mai tensionat, n-ai mai stat să te mai gândești tot timpul la un gol din mintea ta. Așa și cu acest punct negru, este într-adevăr o lecție de viață pe care toți trebuie să o știm. Sper să o înțelegeți și să o memorați, să vă gândiți tot timpul la acest test al colii albe de hârtie și a punctului negru atunci când aveți un punct negru în viața voastră, o problemă, pentru că sunt inevitabile și oricât de bine pregătiți am fi, niști suntem, viața ne pune în față diverse provocări și trebuie să fim pregătiți pentru ele. Nu înseamnă că în fiecare zi vom fi zâmbitori sau vom fi, eu știu, motivați, optimiști, pozitivi, dar învățând să avem o atitudine mentală pozitivă în general, ne este mai ușor să nu ne mai concentrăm atenția asupra punctului negru din viața noastră. Deci sugestia mea pentru voi este să încercați să nu vă mai concentrați asupra problemelor și să găsiți în viața voastră partea albă a hârtiei, da? Motivele pentru care merită să vă bucurați și să vă simțiți bine cu ceea ce sunteți acum. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sunt Andrei, fondatorul psihologiagândului.ro. Așa că dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să vezi și altele similare, dă un like la acest clip, distribuie-l mai departe pe rețelele tale de socializare și dacă ești nou, te rog să apeși butonul de abonare ca să afli și despre celelalte materiale pe care o să le încarc și totodată te invit să te abonezi la newsletter și să descarci book-ul meu 10 pași pentru o viață mai bună. Intră pe www.psihologiagândului.ro sau pe linkul pe care ți l-am lăsat în descriere. Îți doresc mult succes și gândire pozitivă!